Aileen este născută în Filipine și trăiește acum în Belgia. Numai anul trecut a vizitat 20 de țări de pe 5 continente. Recomandările sale de vacanță sunt urmărite de foarte mulți oameni. În 2016, de exemplu, a avut aproape 2 milioane și jumătate de cititori unici. Dacă frumusețile naturale ale Dobrogei au impresionat-o, felul în care oamenii le fac cunoscute lasă de dorit. Mi-ar fi plăcut să descoper programe de slow adventure sau de interacțiune cu locali să stăm la ei, și, să gătim cu ei. Jordan are doar 24 de ani și a venit din Australia ca să prezinte dobrogea celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Nu sunt sigur că dacă aș veni din București, aș ști cum să ajung în această zonă superbă. Mâncarea a fost incredibilă. N-am mâncat atât de mult pește în viața mea. Atât de multe tipuri de pește, gătit în atât de multe feluri. Oamenii sunt dispuși să parcurgă distanțe mari ca să încerce mâncare. Alexandra, cel mai influent blogger din Polonia, ne povestește cum suntem văzuți în țara ei. Sunt stereotipuri potrivit cărora e periculos să călătorești în România, că -ți poate fi furată mașina. E primul lucru care ar trebui schimbat. Opinia publică. Cei 10 blogări invitați să viziteze Dobrogea sunt citiți în total de peste 5 milioane de oameni din întreaga lume și sunt urmăriți pe platformele de socializare de peste un milion de oameni. Delta are nevoie de, de, foarte multă vizibilitate și sprijin. Blogării au vizitat Delta Dunării, Constanța, Mamaia și Parcul Național Munții impactul pe care îl vor avea mărturiile lor din mediul online este foarte important. Vorbim de 1.000-2.500 de turiști străini care ar putea veni. Anul trecut în delta nu au ajuns mai mult de 10.000 de turiști străini.